Realizarea podului rutier la kilometrul 0 plus 540 al canalului Dunăre-Marea Neagră a intrat într-o nouă etapă de execuție de montaj a tablierului metalic. Acesta va avea o lungime totală de 360 de metri, o deschidere centrală de 200 de metri, iar lățimea lui va fi de 17,4 metri. Astfel, se va circula pe patru benzi. Tehnologia de montaj dinspre apă este o premieră în România. Săptămâna viitoare, aceeași tehnologie se va repeta pentru montajul tablierului similar pe malul de nord a canalului Dunăre-Marea Neagră în zona porții nouă a portului Constanța. Proiectul pod rutier la kilometrul 0 plus 540 al canalului Dunăre-Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în portul Constanța este finanțat prin Programul Operațional Sectorial în Transporturi din fonduri structurale ale Uniunii Europene și de la bugetul statului. Contractul de asistență tehnică a fost semnat cu SC Poieri România SRL, actual SC Luca Way SRL, iar contractul de execuție a podului rutier cu SC Apolodor Comimpex SRL București.